Daniel Oprița și Iulian Miu au condus vineri dimineața primul antrenament la noua lor formație, Steaua București. Întins pe durata 70 de minute, antrenamentul a fost prilejul perfect pentru ca noua conducere tehnică să cunoască jucătorii care au rămas și în acest sezon la formația din Liga 4. -a. Compus din ture de alergare, exerciții de stretching, miuțe 5 la 2 și un mini-joc școală, antrenamentul de pe terenul 6 s-a desfășurat în permanență cu zâmbetul pe buze. Chiar dacă nu au uitat amărăciunea ratării promovării din primăvară, fotbaliștii stelei sunt gata să-și încânte față în noul sezon. Un antrenament plăcut ca, de, ca la fiecare reunire, să, vadă, să ne vadă pe toții cum ne comportăm. Jucat un fotbal, ne -am, eu zic că ne-am comportat bine și așteptăm celelalte antrenamente. Antrenori tineri, dornici de, de muncă, au venit să ne aștept să ne îndeplinim obiectivul pe care am avut în ultimii doi ani. Îl avem și anul acesta, eu sunt convins că anul acesta vom reuși. Ai trecut peste dezamăgirea ratării promovării? cu greu încă, încă e în spatele meu, dar cu o promovare în acesta se va uita.